Săptămâna 1-5 aprilie va fi dedicată activităților extrașcolare și extracurriculare în programul numit Să știi mai multe, să fii mai bun. În acea săptămână nu se vor organiza cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, ci programul se va desfășura după un orar special. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari, a elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate în contexte non-formale. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean le recomandă directorilor de unități școlare sau chiar profesorilor să elaboreze proiecte la nivelul unităților de învățământ sau a claselor, care să urmărească realizarea unor obiective educaționale prin activități care în timpul programului normal de școală nu se pot derula. Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul programului Să știi mai multe, să fii mai bun pot include activități culturale, activități tehnico-științifice, activități sportive, activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare, inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitatea socială, relații și comunicare. Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, de exemplu, ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică, competiții organizate la nivelul școlilor, mese rotunde, dezbateri, activități de voluntariat sau de interes comunitar, proiecte comunitare de responsabilitate socială, schimburi de experiență, vizite de studii, tabere de creație sau de cercetare, parteneriate educaționale și tematice la nivelul unității de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.